Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, într-o ediție specială pe ONU TV. Discutăm în această seară cu invitații mei despre un subiect care se află anul acesta pe buzele tuturor românilor, centenarul Marii Uniri. Cu siguranță, cei pasionați de istorie și nu numai, ați participat și veți participa la cel puțin un eveniment dedicat anul acesta, Marii Uniri. Se împlinesc 100 de ani de la unirea Basarabiei și a Bucovinei cu România și pe parcursul întregului an avem fel și fel de evenimente care marchează momentele istorice petrecute în anul 1918, evenimente organizate atât de instituțiile locale cât și de cele centrale. Arhivele Naționale ale României este forul care se implică foarte mult în majoritatea evenimentelor prilejuite de centenarul Marii Uniri și o să încercăm în această seară să aflăm mai multe despre ANR, despre istoricul Arhivelor Naționale, dar și despre proiectele din prezent și viitor ale acestei instituții, în special cele legate de centenar. Permiteți-mi să vă prezint invitații mei de la această oră, Laura Dumitru, consilier superior în cadrul Biroului Documentare și Activități Științifice. Bună seara, vă mulțumesc seara pentru prezență, și Ioan Drăgan, director Arhivele Naționale. Vă mulțumesc, domnule Drăgan, și dumneavoastră pentru prezență. O să încep cu dumneavoastră. 1 mai 1831 este data la care se poate vorbi despre arhivele țării românești. Un an mai târziu și despre cele ale Moldovei. Practic sunt anii de când a început activitatea instituției pe care o păstori și aș vrea să facem puțin o incursiune în istorie, să ne vorbiți puțin despre istoricul Arhivelor Naționale. În documentarea acestei emisiuni am citit foarte multe lucruri interesante pe care cu siguranță nu le cunosc toți telespectatorii. Nu, arhivele s-au ființat, s-au apărut în 1831-32, ci instituția modernă a arhivelor, al cărei continuatori suntem noi astăzi, de 187 de ani neîntrerupt. Instituția Arhivelor Naționale Moderne s-a creat prin intrarea în vigoare a regulamentelor organice în Țara Românească și în Moldova, la 1831-32, ca instituții aparținând de aparatul de stat. Se cunoaște foarte bine că este prima Constituție modernă și prima organizare modernă a principatelor realizate cu acest prilej și arhivele făceau parte din acest aparat al statului care gestionau documentele publice, cele mai importante ale țării, după ce ele ieșeau din activitatea curentă. Și la foarte scurt timp această instituție a colectat arhivele existente, documentele existente în alte instituții sau la particulari, deci documentele istorice mai vechi de 1831, căci arhivele ca atare, documentele apar odată cu organizarea de stat. Și noi avem organizarea de stat românească în secolul XIV, odată cu principatele Moldova și Țara Românească, iar în Transilvania, situație specifică, avem chiar documente mai vechi. Da, înțelegem că atunci, în 1831, nu au apărut date clare sau despre ceea ce a fost până atunci. Și așa, lucruri generaliste despre angajați, despre bugetul instituției. După aceea, în timp, au apărut informații concrete. Când s-a întâmplat acest lucru? Nu, este un început, să zicem, destul de abrupt. În fruntea instituției, de pildă în Moldova, era eminentul om savant Asachi, care a și creat imediat un program de colectare a arhivelor privitoare la Moldova, documentelor privitoare la Moldova, de pe cuprinsul țării și din statele din străinătate, ceea ce era un obiectiv și a fost și este până în zi de astăzi un obiectiv al arhivelor. Crearea acestei instituții este la scurtă vreme la noi, să spunem, la 40-50 de ani, după ce ea a apărut în Franța prin Revoluția franceză, care a pus bazele statului modern la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Și acest model a fost preluat apoi în întreaga Europa, iată, la noi, la 1831. Da, o perioadă deloc ușoară a acestei instituții a fost perioada celor două războaie mondiale, când
știm, lucrurile nu au stat deloc bine și atunci a existat acest pericol de pierdere a datelor sau s-a și întâmplat la un moment dat acest lucru. Cum a depășit instituția acea perioadă și cu ce probleme s-a confruntat în perioada interbelică? Există câțiva dușmani inveterați ai arhivelor din toate vremurile și aceștia sunt focul, apa, războaiele, ignoranța, incultura omenească, neglijență. Sigur că războaiele sunt între cele mai păgubitoare și în primul război mondial România a încercat să-și protejeze instituția arhivelor statului, condusă la acea vreme de eminentul savant Dimitrie Onciul, prin evacuarea lor în Rusia. Și până în 1935, România a avut arhivele la Moscova, depuse împreună cu celebru tezaur despre care se discută și astăzi ca problemă nerezolvată. În 1935, însă, prin eforturile lui Nicolae Titulescu, eminent om politic și diplomat european, România a obținut înapoi arhivele. Atât de la arhivele statului, cât și de la alte instituții, în general, cea mai mare parte, quasi totalitatea arhivelor. Sigur că ocupația străină, luptele care s-au dus în Moldova, cunoscute 1917, au creat mari distrugeri, mai ales la localitățile care au fost sub ocupație străină, sudul țării, Bucureștiul, comunele care au intrat pe linia frontului și aceste lucruri sunt irecuperabile. La fel, în al doilea război mondial s-au întâmplat asemenea evenimente uneori create chiar de procedeul de evacuare a arhivelor pentru a fi adăpostite. Orice deplasare de arhive de la locul lor firesc este o primejdie și se soldează cu pierderi mai mari sau mai mici. Deci patrimoniul nostru a avut multe. Cauzate de ce? Cauzate de transporturi, cauzate de bombardamente, cauzate de condiții improprii de depozitare, de readucere a lor și așa mai departe. Iată, de pildă, am avut în al doilea război mondial evacuarea arhivelor din Moldova, celor din Basarabia, în primul rând. După aceea, arhivele din Basarabia am fost obligați, prin prevederile armistițiului cu Uniunea Sovietică, să le restituim integral. Și toată această mișcare de arhive s-a desfășurat pe perioadă de decenii. Și urmele sunt și astăzi vizibile în arhivele noastre. Până să continuăm această incursiune în istorie, aș vrea să o întreb pe doamna Dumitru sau să o rog să ne explice ce văd telespectatorii în acest moment pe micile ecrane, pentru că ne-ați oferit în pregătirea acestei emisiuni o serie de imagini de la Arhivele Naționale și aș vrea să știe telespectatorii despre ce este vorba. Am făcut o selecție de documente, o parte despre istoria arhivelor și vechiul lăcaș în care au funcționat o bună bucată de vreme, Mănăstirea Mihai Vodă, care se afla în parcul Izvor de astăzi, în cartierul Uranus, chiar se numea strada Arhivelor numărul 2, adresa, și o altă selecție de documente despre Marea Unire, legile de unire, principalele documente, proclamații și o hartă a României întregite, cărți poștale din epocă, câteva... Sunt imagini în premieră, înțelegem, care nu au mai prea fost prezentate. Pe la televiziune, dar ele sunt cunoscute istoricilor, am adus chiar lucruri foarte celebre, să zic, au fost prezentate și de colegii mei prin emisiunile TV sau sunt pe internet, atât pe site-ul Arhivelor Naționale, în expozițiile virtuale, cât și prin colaboratori. Toți istoricii care vin și studiază și se documentează la Arhivele Naționale au acces la ele și sunt
sunt cunoscute și am vrea să fie și mai cunoscute și de către publicul larg. Cât de mare este interesul, doamna Dumitru, pentru aceste imagini cu o însemnătate extraordinar de importantă? Interesul este maxim. Anul acesta, cel puțin pe acest subiect, am avut o mulțime de entități culturale interesate și au fost scoase și tiraje de timbre și hărți și tot felul de produse didactice destinate publicului larg, că oricine folosește timbre, copiii la școală pot să vadă și să capete cunoștință și conștiință națională. Conștiința istoriei se dobândește mai degrabă prin aspectul vizual, se consolidează prin aspectul vizual decât o simplă informație, că a fost o proclamație. Dacă o și vezi, dacă și încerci să buchisești, să o citești, majoritatea documentelor sunt din secolul 20, sunt deja lizibile publicului larg, este cu atât mai interesant și mai folositor tinere generații. Dacă vă rog. Permiteți să intervin aici, și după 90, interesul pentru arhive și consultarea arhivelor a crescut constant de la an la an. În acest an centenar putem spune că este un adevărat asalt asupra arhivelor în legătură. Într-un fel e oarecum revoltător să vezi că interesul pentru istorie și pentru lucruri atât de importante, lucruri care au schimbat practic soarta acestui popor, apare doar în momentele în care, sau cu precădere, în momentele importante ale istoriei, că până la urmă 2018 este un an care fără doar și poate va rămâne în istorie. Fără nicio îndoială, însă arhivele, să știți și vă asigur, n-au fost niciodată neglijate de către public. Doar e o ocazie mai specială și este o ocazie în care noi simțim că practic este anul arhivelor. Este clipa aceasta astrală în care noi putem să dovedim importanța acestei instituții pentru ființa neamului și pentru ființa statului român. Este foarte important să le spunem și telespectatorilor că pot să urmărească aici pe B1 TV în fiecare zi de luni până vineri în cadrul emisiunii realizate de colegul meu Tudor Barbu. Se întâmplă acum de la 16 la 18 o rubrică în care Tudor prezintă documente care datează din urmă cu 100 de ani, documente foarte, foarte interesante, așadar nu ratați emisiunea lui Tudor, implicit această rubrică extrem de interesantă. O să vă întreb acum, venim puțin în prezent, o să continuăm după aceea cu istoria arhivelor naționale. O să vă întreb cât de mare este interesul publicului în momentul de față, spuneați în anul acesta, da, mai mult ca oricând, față de arhivele naționale și ce fel de public aveți? Sigur, suntem în anul aniversar și aici avem în vedere istoria noastră. Mai că arhivele nu sunt o instituție cantonată în trecut și scoasă la iveală în splendoarea ei doar cu ocazia unor aniversări. Instituția arhivelor este o instituție actuală. Deci, noi avem atribuții prin lege să avem grijă de toate documentele instituțiilor publice care se creează astăzi. Să fie puse în ordine, noi stabilim cu specialiștii noștri care din ele vor rămâne pentru istorie. Noi creăm arhivele viitorului și în felul acesta ajutăm și instituțiile să țină în ordine documentele care sunt, să nu le neglijeze, să nu le distrugă. Încurajăm și cultivăm și publicul în acest sens și anul centenarului este o ocazie extraordinară ca să facem apel la fiecare român să aibă grijă de hârtiile lui, care sunt identitatea lui, care sunt drepturile lui, care sunt familia lui. E complicat pentru că totul se bazează pe tehnologie și se limitează la tehnologie. Vedeți, fotografiile le păstrăm într-un PC, într-un smartphone, ziare nu mai prea cumpărăm, că asta e lumea. Se arhivează, nu-i așa? De
fapt, tehnologia aceasta pe care o folosiți dumneavoastră și toată lumea astăzi este ceva curent, se bazează pe niște elemente de metodologie arhivistică, de grupare a documentelor pe anumite teme, de stocarea lor, de eliminare a celor neimportante și păstrarea celor foarte importante. Deci, practic, se schimbă doar tehnologia, nu meseria în sine. Sigur că e un risc astăzi și documentul electronic nu este acreditat, să spunem, cu aceeași durată și cu aceeași durabilitate ca și pergamentul din Evul Mediu, de pildă. Noi avem pergamente de 800 de ani care sunt intacte, autentice, sigilate și așa mai departe, dar eu mă întreb dacă arhiva noastră electronică și a dumneavoastră peste 50 de ani sau peste 80 de ani va mai fi integră și va mai putea fi folosită. Care este cel mai vechi document pe care îl aveți în instituție, doamna Dumitru? Știu că vă ocupați... Avem de la... din Transilvania sunt cele mai vechi, de la 1260 din secolul 13 și din Țara Românească și Moldova din secolul 14, de la Vladislav Laicu în Țara Românească, 1368, și de la Roman Mușat în Moldova. Deci, vreau să adaug că recent, împreună cu universitățile din București și din Cluj și cu arhivele din Norvegia, am încheiat primul proiect de digitalizare a unei părți a arhivelor naționale, și anume documentele cele mai vechi până la anul 1600, deci, până la Mihai Viteazul. Deci, ușor intrați în rând cu tehnologia. Nu, evident, nu aveți ce să faceți. Evident, nici nu avem nicio reticență în această privință, dar vreau să spun publicului, sau să spun din nou, că aceste documente vechi se pot consulta pe site-ul, o bază de date specială găzduită de sistemul nostru informatic, arhivamedievală.ro. Și cei care cunosc limba română vor consulta descrierea, cei care cunosc limba slavonă, limba latină și așa mai departe pot consulta originalul. Dar știți cum e în momentul în care te afli în fața unui lucru palpabil, parcă e mult mai interesant decât să... dai un click și să studiezi niște documente vechi care datează de sute de ani. Dumneavoastră sunteți în mod firesc pretențioasă și sigur că noi utilizăm originalele, chiar și cele care sunt deja digitalizate, și anume pentru specialiștii academici care fac cercetări speciale și care trebuie să aibă originalul, și anumite ocazii pentru impresie deosebită la o expoziție, da, pentru scurtă vreme, în așa fel încât să nu poată să fie afectat originalul de lumină, de manipulare sau... Exact asta voiam să vă întreb. Bănuiesc că sunt păstrate acele documente, mai ales cele foarte vechi, în anumite condiții și nu pot fi atinse de oricine. Nu pot... În condiții de umiditate, scăzută temperatură constantă, idealul este de 18 grade, și în anumite dispozitive de metal, de protecție, mijloace de protecție. Digitalizarea tocmai are acest scop de conservare, între altele, pe lângă răspândirea informației pe mapamond, în toată lumea, online, are și acest scop de a scoate din cercetare și din manipularea zilnică la sala de studiu a documentului original. Sigur că e o cale pe care noi vrem să o dezvoltăm puternic în anii următori. În continuarea discuției despre instituția Arhivele Naționale, aș vrea să vă întreb, domnule director, despre perioada comunistă. Poate a fost cea mai sensibilă perioadă a acestei instituții sau cea mai dificilă prin care a trecut Arhivele Naționale, și sunt foarte multe... vorbe, dacă vreți, care spun fel și fel de lucruri cu privire la arhivele naționale. Și aici mă refer la perioada comunismului, în care foarte multe adevăruri referitoare la ceea ce s-a întâmplat în anul 1918 ar fi fost ascunse, ar fi fost distruse, nu mai există în momentul de față. Lămuriți-ne puțin, că am citit foarte mult despre asta și nu am reușit să dezlușesc acest mister.
Sigur, perioada comunistă este una pe care noi înșine o analizăm și încercăm să-i fixăm limitele și valorile sau non-valorile. Ceea ce se poate spune la negativ este că arhivele au fost atașate la aparatul de propagandă al Partidului Comunist. Și chiar trecerea lor de la Ministerul Învățământului, unde erau până în 1951, la Ministerul de Interne, avea rostul acesta de conservare, de hiperprotecție. Eu mi-aduc aminte ceea ce spunea Alexandru Drăghiș la prima întâlnire cu arhiviștii și unde ce am găsit într-un document. Zice, prin trecerea la Ministerul de Interne, documentele din arhivele statului trebuie apărate de dușmanii din lăuntru și din afară. Suntem în perioada aceea luptei de clasă și a războiului cu poporul român, de fapt, și cu valorile de până atunci ale societății. Se vorbea despre politizarea, cu ghilimelele de rigoare, a instituției? Era mai mult decât politizare, o asemenea politică. Dar, dincolo de asta, și sigur asta dura până în 89, cu diverse etape, mai deschideri, mai închideri, cu cercetători privilegiați, cu trimiși de către agreați de partid și interzicerea pentru ceilalți. Ceea ce însă, lucrul cu care noi am rămas din această perioadă, este că după o tulburare legată de începutul instaurării comunismului, care a dus și la distrugeri de arhivă, să rupem trecutul, să facem tabula rasa din trecut, ceea ce însemna și arhive în primul rând, sau poate în primul rând, după aceea s-a trecut la o politică rațională de păstrare și de bună administrare a arhivelor. De pildă, naționalizările care s-au făcut în perioada respectivă, masiv, deci întreprinderile naționalizate, instituțiile desființate și așa mai departe, au trecut în depozitele arhivelor statului. S-a constituit rețeaua arhivelor statului după organizarea de atunci administrativă a țării și în fiecare regiune, cum era atunci, erau 16 regiuni într-o vreme, era un serviciu regional. Regiunea avea raioane, erau servicii sau filiale raionale. S-a constituit structura pe care și noi o continuăm astăzi cu județele. Avem în fiecare județ un serviciu județean al arhivelor naționale. Și de asemenea, după 1965 până prin 80, la începutul anilor 80, s-au făcut importante construcții de arhivă. În 16 ani s-au construit vreo 24 de clădiri speciale pentru arhive în centrele importante, în centrele județene. În urmare, pe de o parte este cenzura care a funcționat în legătură cu arhivele și arhiviștii din vremea aceea au fost instrumentele acestei politici, așa, și pe de altă parte este dezvoltarea fondului arhivistic, care a tot crescut în depozitele arhivelor naționale și pe care le avem astăzi. Sigur, distrugerea au fost în perioada mai cu seamă după război imediat și la începutul anilor 50, după aceea s-a pus stop și s-a trecut la o arhivistică, să zicem, rațională, necesară statului respectiv, că era el comunist sau ce ar fi fost. De asemenea, se spune că sunt foarte multe date despre dictatorul Nicolae Ceaușescu care se află în arhivele naționale, date care nu au fost divulgate, făcute publice niciodată. E adevărată informația, domnule director? Noi nu cultivăm în niciun caz astăzi vreo cenzură de un anume fel. La noi, condiția ca documentele să fie accesibile de către oricine, oricare cetățean român sau cercetător străin,
fără distinție, împotrivă, da. Este ca aceste documente să fie puse ordonate într-un anume fel și să aibă un instrument, un inventar. Toată lumea știe ce e un inventar, cum se numește dosarul care, sau cele 1250 de dosare care există la Comitetul Central, zicem, ipotetic. În urmare, în rest, sigur că mai avem probleme sau mai sunt anumite grupări de documente ajunse la noi care nu au aceste instrumente, dar care își așteaptă rândul la prelucrare în funcție de ceea ce avem. În privința familiei Ceaușescu, de când s-a deschis muzeul Casa de la Primăverii, numită Casa Ceaușescu, am colaborat în cel puțin două sau trei ocazii cu documente despre familie în expoziții temporare. Chiar și anul acesta am colaborat cu ei. Avem tot ce am păstrat de la fondul Casa Primăverii, Palatul Primăverii, a fost prelucrat arhivistic și va fi disponibil în continuare pentru colaborări cu aceștia. Deci documentele au văzut, mai ales fotografiile, este o bogată fototecă de la familia Ceaușescu, care sunt deja pe consultate de cercetători, făcute publice, oricine poate să vină să le vadă și le fotografiază și ele ajung în mediul virtual și pot fi văzute, se cunosc atâtea fotografii din viața personală, viața privată și evenimente publice la care au participat familia Ceaușescu și cu siguranță, dacă le-ați văzut, majoritatea sunt din colecțiile Arhivelor Naționale. Da. A fost și un proiect Fototeca Online a Comunismului Românesc. Din păcate, mijloacele tehnice au fost un pic mai puțin avansate în perioada aceea și sistemul de regăsire nu este foarte facil, dar nu este, este încă un instrument valabil, încă poate fi accesată baza de date. Anumite mai dă erori, dar sunt în special din partea anilor 50 dinainte de Ceaușescu, această fototecă a comunismului online, e axată, are mai multe documente din perioada dinainte de 1965. Dar și acestea care sunt din perioada Ceaușescu sunt disponibile și au fost văzute de foarte mulți cercetători. Este bine de știut că noi nu am preluat arhiva Comitetului Central, nici arhiva de la Casa Ceaușescu sau alte arhive care țin de regimul comunist de la locul lor. Adică oarecum preluate. Și arhiva Comitetului Central a fost preluată de armată, a fost dusă la Pitești, a fost văzută acolo și s-a preluat după vreun deceniu, dacă nu și mai bine. Au apărut în perioada anilor 90, inclusiv la televiziune, diverse mărimi ale zilei cu dosare și de la Securitate și de la partii și mai știu eu de unde. Deci este posibil, este sigur că o parte, unele dosare s-au distrus, altele s-au sustras și putem avea surprizele în anii viitori să mai apară unele pe... Sigur, grosul este la noi, fără nicio îndoială, și este accesibil ca urmare a deciziei luate de președinție cu așa-numita Comisie Tismăneanu din urmă cu 10-12 ani legată de istoria acelui regim. Aș vrea să știu care sunt curiozitățile oamenilor care vă vizitează, nu mă refer aici la cercetători, la istorici, care clar au țelurile lor, da? La oameni care vin și mai ales cu precădere în acest an al centenarului, când a spus că interesul populației este crescut, da, pentru instituția Arhivele Naționale. Ce vor să vadă? Nu știu, fotografii din perioada interbelică, fotografii cu familia Ceaușescu, spuneam, da, documente legate... Este o magie a vizualului. Voi aveți hârtii? Sunt așa cu mult text scrise, trebuie să... Nu sunt atât de curioși. Publicul larg vrea să vadă foarte multe fotografii. Și este o fascinație a documentelor, să zic așa, dintr-o singură piesă, adică o proclamație care are un antet frumos, semnătură, trei rânduri, sfârșit, da? Dar documentele groase cu 400 de file, dosare
la fel de importante, poate mai importante ca și conținut și dezvoltări istorice și informații pe care poți să le afli, sunt de apanajul specialiștilor. Foarte multe sunt mai puțin despre familia Ceaușescu, despre care a fost vorba până acum, dar despre Casa Regală. Toată arhiva Casei Regale suscită un mare interes. Cred că fondul acesta este printre cele mai solicitate în sala de studiu. Caietele Reginei Maria sunt în curs de digitizare acum pentru, mă rog, urgența unui proiect de colaborare, dar vor fi scanate în acest an și pentru protejarea lor. Ele sunt... ar fi fost bine să fie și restaurate. Din păcate, nu avem specialiști pentru restaurarea textilelor, pentru că ele au un copertă textilă. Ar fi fost minunat în anul centenarului să avem acest, să realizăm acest lucru, să restaurăm caietele Reginei Maria, care sunt numeroase, sunt peste 100 de caiete, în care ea scrie și publică pe partea, pe versoul paginii și fotografii. Un deci fel de jurnal? Jurnal, de... jurnal. Regina Maria a fost un istoric extraordinar și emisiunea de la B1 TV nu s-ar putea întâmpla, ne facilitează mult căutarea, faptul că Regina scrie acolo în caietel, dacă nu zilnic, foarte frecvent, ce se întâmplă cu mare acribie. Acum 100 de ani. Cu mare acribie, da. Iată, familia Casa Regală este un document foarte, este un fond foarte solicitat. Și ce vă împiedică să scoateți aceste caiete, să le faceți? Da, nu ne împiedică nimic, au fost publicate cel puțin partea despre război de istoricul Lucian Boia. Și tradusele sunt în engleză și au fost traduse, au apărut și înainte, dar acum este o ediție, să zicem, mai nouă, care își pune această etichetă de centenar. Dar sunt multe persoane interesate și tot ce apare în, pe piață, ceea ce vedeți în librărie ca literatură, ca memorialistică, pot să provină de la Arhivele Naționale. Orice istoric este liber să vină, să cerceteze și să editeze documente, memorialistică sau ce găsim prin fondurile Arhivelor Naționale. Acum sunt foarte la modă cu perioada aceasta scrisorile particulare ale oamenilor care relatează de pe front, ale oamenilor care scriu către familie și alte entități, precum Muzeul Țăranului Român, au avut un proiect de scrisori de pe front care au la bază arhiva existentă la Serviciul Județean Cluj al Arhivelor Naționale. Și la București vom face o astfel de expoziție anul acesta, în luna mai. Vom avea vernisajul și va fi deschisă cu ocazia, și eu cu ocazia Nopții Muzeelor. Participăm în circuitul Nopții Muzeelor de câțiva ani buni, aproape de 10 ani. Viața de front în scrieri personale, în care sunt scrisori ale militarilor, ale doctorilor, ale, da, care povestesc extraordinar experiențele lor pe front. Intelectuali, Octavian Goga, personalități cunoscute ale istoriei, dar și oamenii mărunți care au făcut, ne dau relatări foarte, foarte importante și cu savoarea respectivă, cu contextualizarea, lucrurile care de care se loveau zi de zi și pe care astăzi noi nu le mai putem concepe. Ni se pare greu de imaginat cum au trăit ei în perioada aceasta de reducerea României la Iași. Anul 1918 este un an glorios în final, dar este un an de refugiu. România este o țară aflată în război și cu capitala și parlamentul și familia regală refugiate la Iași. Deci sunt o mulțime de amănunte din acestea care fac interesul mai multor categorii de cercetători, nu numai specialiști în istorie, dar fac și obiectul interesului publicului larg. Domnule Drăgan, o să vă las să continuați o foarte scurtă pauză de publicitate, când vom discuta de asemenea și despre
perioada postcomunistă, ce s-a întâmplat cu arhivele naționale și care este situația în prezent, și despre subiectul cu care am început această emisiune, centenarul Marii Uniri, 100 de ani de la Marea Unire pe care îi sărbătorim în acest an. Sunt o sumedenie de evenimente care se organizează pe parcursul întregului an cu ocazia centenarului Marii Uniri. Luăm publicitate și ne întoarcem în doar câteva minute. În direct, Ioan Drăgan, Laura Dumitru în continuare alături de mine. O discuție foarte interesantă. Domnule Drăgan, vreau să vă rog să vă continuați ideea. Voia să spuneți și o să o completați pe doamna Dumitru. Voiam să adaug că cercetătorul de astăzi, care include o categorie foarte largă socială și până la oameni simpli iubitori de cultură în general, dorește tot mai mult și este firesc acest lucru să aibă arhiva la el acasă, la purtător. Deci este această presiune și această solicitare, zice, dar nu le aveți pe calculator, nu le aveți accesibile online. Sigur, acesta este efortul nostru. Deocamdată am putut desfășura proiecte în acest sens doar cu bani europeni. Sper să ajungă cât de repede și banii românești în proiectele legate de digitalizarea arhivelor naționale. Da, am văzut și pe site-ul instituției pe care o conduceți, domnule Drăgan, că menționați acest lucru la descriere, la descrierea activității instituției. Spuneți că arhivele naționale se află în plin proces de transformare instituțională. Aveți în curs de elaborare o nouă lege a arhivelor, urmăriți modernizarea în timp a instituției. Practic, doriți să vă îndreptați înspre ceea ce vă cere publicul până la urmă? Fără nicio îndoială, și vrem să atingem într-o perioadă suportabilă, să spunem, un nivel european de dezvoltare a arhivelor românești. În acest scop, noi am elaborat în urmă cu 3 ani de zile o strategie a arhivelor naționale care trebuie să ne facă până în 2021 să ajungem mai aproape de un nivel european al arhivelor, și primul pas sau primul document foarte important este o nouă lege a arhivelor. Noi avem o lege din 1996 care e puțin învechită, ca să nu spun mai mult, și privind experiența dinainte de 89 și care nu mai corespunde în multe privințe cu actuala fază a dezvoltării arhivelor. Oricum, sunteți într-o continuă dezvoltare de după perioada comunistă încoace, pentru că tot le-am promis telespectatorilor că vom vorbi puțin și despre acea perioadă a arhivelor naționale. Fără îndoială, eu consider totuși că implicarea arhivelor în viața societății după 1989, în restabilirea drepturilor democratice, a drepturilor cetățenilor, a proprietății și așa mai departe, nu a fost însoțită în mod suficient de investiții în direcția modernizării acestei instituții. Noi am făcut cu mijloace uneori învechite și cu un enorm efort din partea personalului nostru lucruri extraordinare până astăzi, dar nu se poate ca de aici încolo, pentru a avea arhive moderne, așa cum ne dorim cu toții, digitalizate, etc., este nevoie și de investiții serioase în acest domeniu. Deci, arhivele nu sunt ceva ce și-a încheiat activitatea și le depunem pe niște rafturi. Arhivele, cum spuneam, e o instituție complexă care se ocupă și cu istoria, care se ocupă și cu documentele zilelor noastre și cu documentele viitorului. Vă spuneam că noi pregătim arhivele viitorului astăzi și, sigur, acesta se face cu efort uman și cu efort material. Instituția Arhivele Naționale ale României s-a implicat foarte mult și se implică în tot ceea ce înseamnă istorie, evenimente care marchează o anumită dată din istorie, cum este de altfel anul 2018, anul centenarului. Sunt foarte multe evenimente organizate de Arhivele Naționale ale României cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire. Și o să întreb pe doamna Laura Dumitru despre aceste proiecte. Înțeleg că nu este vorba doar de proiecte pe care le organizează instituția. E vorba și de proiecte în care sunteți colaborator. Absolut. Dați-ne câteva detalii.
Centenarul nu a pornit neplanificat. Mai multe instituții, ministere, Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne s-au implicat și a existat o consultare în urma căreia a rezultat hotărârea de guvern numărul 821 din 2015, în care erau planificate niște activități în care o instituție era, să zicem, organizatorul principal cu colaborarea celorlalte, în măsura posibilităților. Arhivele naționale au respectat până la această dată toate obligațiile, deși HG era însoțită de o listă cu alocări bugetare pentru fiecare dintre aceste evenimente, ceea ce nu a avut, nu s-a mai întâmplat. Fiecare instituție și-a gestionat pe bugetul propriu evenimentele în care era prevăzută a se implica. Și Arhivele Naționale au făcut acest lucru. Am avut ca organizator principal, în colaborare cu Muzeul Național de Istorie al României, cu Arhivele Militare Naționale, care sunt colaboratorii noștri și noi colaboratorii lor cu orice ocazie, cu orice ocazie, pe orice subiect, avem de colaborat cu mai multe astfel de instituții care dețin și ele un patrimoniu similar și complementar cu al nostru. Și am colaborat în realizarea următoarelor proiecte, să spunem, doar le enumăr fără să intru în foarte multe detalii. Uneori denumirea lor spune mai mult decât este necesar să fac altă completare. În anul 2014 am avut expoziția România Neutrală, se chema în HG. Noi am spus România 1914-1916, perioada neutralității. După aceea, în 2017 am avut campaniile militare din 1917, al cărei catalog de expoziție pot să vi-l arăt, dacă poate colegul să-l focalizeze. Apoi... O secundă, acum o să le vadă telespectatorii. Mulțumesc. Am avut o expoziție dedicată acestui subiect, una dintre ocaziile fericite când am avut și un catalog expozițional. Mulțumesc! Apoi, în anul 2017, am avut subiect dedicat provinciei Transilvania, România nefiind în 2016, pardon, România nefiind încă în război, dar Transilvania este. Bucovina. Transilvania, Bucovina, provinciile aflate în stăpânire străină. Se cheamă soldați români soldați români în armata austro-ungară. Am avut expoziție. În aceste expoziții au fost documentele, în special de la direcțiile județene ale Arhivelor Naționale, fiindcă evenimentele organizate la nivel central beneficiază întotdeauna de sprijinul colegilor din direcțiile județene ale Arhivelor Naționale. Și acestea din Transilvania au avut aportul majoritar pe acest subiect, în mod firesc. Acum vom organiza anul acesta expoziția Viața pe front în scrieri personale și am participat cu documente, tot în cadrul acestor activități, cu Muzeul Național de Istorie a României, 100 de ani de la declanșarea Primului Război Mondial, în 2016. Anul acesta, tot cu MNIR și cu Institutul Cultural Român de la Veneția, vom organiza Femei în Război, în colaborare cu Fundația Carol I. Va fi lansare pe 10 mai la Biblioteca Centrală Universitară, nu? Fundația Carol I, albumul Femei în linia întâi, în care avem documente și de la Arhivele Naționale, a fost coordonată din partea Arhivelor Naționale de colega noastră Monica Negru, care a valorizat o serie de fonduri arhivistice pe mișcarea feministă. Deci nu numai mișcarea politică, nu numai eșalonul politic decizional, ci și viața din spatele frontului, organizată de
femeile de la Societatea Ortodoxă Națională Ortodoxă a Femeilor din România sau de Regina Maria, spitale organizate de femeile care au rămas în București sub ocupație să țină spitale pentru populația românească și pentru răniții de pe front. Deci, în colaborare cu Autoritatea Electorală Permanentă, ei organizează și noi îi ajutăm la documentare primul parlament al României Mari, 1919. Vor face un dicționar biografic al tuturor parlamentarilor aleși la primele alegeri din România Mare. Universitatea Babeș-Bolyai organizează o reeditare a volumelor dedicate anului 1918, Marea Unire în documente, care va beneficia de aportul unor noi documente care nu au fost incluse în colecția inițială apărută în perioada comunistă. Deci documente care subiecte care erau tabu, Basarabia sau alte subiecte, vor fi îmbogățite acum în această colecție pe care dorim să o la care contribuim cu documentare. Vă rog, domnule director, vreau să completați. Să uităm, sigur, stimată colegă, expoziția jubiliară la 100 de ani de la unirea Bucovinei cu România, Basarabiei cu România, care s-a organizat chiar în holul Parlamentului Român cu ocazia sesiunii solemne care a avut loc în 27 martie în anul acesta și la care am beneficiat de colaborarea colegilor noștri de la Arhivele Naționale ale Republicii Moldova de la Chișinău și au fost prezentate conducerii Parlamentului Român și tuturor participanților, inclusiv documente originale de care au creat istorie sau care s-au creat în urma faptului istoric al unirii Basarabiei de acum 100 de ani. Bănuiesc că toate aceste evenimente sunt puse undeva la un loc și telespectatorii pot să le acceseze și să afle și mai multe detalii despre ele, nu? Și pe pagina de Facebook noi comunicăm astfel de evenimente. Deci deja am depășit cu mult sfera evenimentelor preconizate avea loc prin hotărârea de guvern respectivă. Toate propunerile de colaborare pe care le-am primit, am încercat să le onorăm în măsura posibilităților. Pe subiectul unirea Basarabiei am colaborat nu numai în această expoziție de la Parlament, care a fost absolut onorantă pentru noi, colaborarea cu colegii din Basarabia, deci pentru noi a fost o mare onoare să avem coorganizatori, dar și alte instituții care au organizat, și Muzeul Național de Istoria României a organizat despre unirea Basarabiei cu sprijinul nostru documentar, și Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza au avut o sesiune dedicată unirii Basarabiei, adică toate aceste subiecte aniversare pe care le organizează și alte entități beneficiază de sprijinul nostru ad hoc, fără să fi fost planificate sau să fi existat prevăzute undeva într-o colaborare sau pur și simplu inițiativele care vin spre noi, în măsura în care putem să-i ajutăm să contribuim la documentare, o facem cu cea mai mare bucurie. Arhivelenaționale.ro este site-ul de unde puteți să aflați absolut toate detaliile despre aceste evenimente și nu numai, despre instituția Arhivele Naționale ale României. În încheiere, domnule Drăgan, am o curiozitate. Care sunt cele mai importante documente care se află în Arhivele Naționale în prezent? Noi nu păstrăm documente neimportante. Asta am înțeles din capul locului, însă evident, bănuiesc că trebuie le păstrăm, să fie unele ele care formează sunt cele și cele mai importante. Orice mai un document care orice document care nu ajunge în Arhivele Naționale sau care se distruge înseamnă o pată albă din istoria patriei și din propria noastră ființă până la urmă. Sigur că unele s-au prezentat aici, sunt documentele casei regale. Mm. Sunt documentele medievale, cele circa 45.000 de documente de până la Mihai Viteazu pe care le deținem noi și spre deosebire de unele țări din zona noastră care nu au un asemenea tezaur.
Sunt documentele lui Cuza, lui Brâncoveanu, pe care le-am și publicat într-un album extraordinar recent, și așa mai departe. Pentru mine e o sfâșiere să arăt cu degetul un anume document și să spun că este cel mai important din istoria patriei, fiindcă sunt alte mii care strigă același lucru. Da, vă mulțumesc foarte mult, Ioan Drăgan, Laura Dumitru, pentru prezență. În încheiere vreau să ne mai arătați încă... Am arătat colegului la cameră. O carte, da? Cea mai nouă apariție a noastră editorială, o colaborare cu editura Monitorul Oficial. Îi mulțumim doamnei Anca Ivaș, cu redactorul șef, pentru această inițiativă. Este albumul Marii Uniri, fotografiile realizate de fotograful Unirii Samoilă Mârza la adunarea de la Alba Iulia, singurele fotografii care au fost făcute cu această ocazie. Ele fac parte dintr-un document deținut de Arhivele Naționale, albumul dedicat de Samoilă Mârza lui Iuliu Maniu. El a făcut mai multe astfel de albume dedicate unor personalități și acesta se află în păstrarea noastră. Da, pregătisem un citat din Iuliu Maniu care spune: nicio jertfă nu este prea mare când este pentru neam și adevăr. Am încheiat citatul. Vă mulțumesc foarte mult amândurora pentru prezență. Cu mare drag o mai aștept în platoul B1 TV și vă doresc foarte mult succes în proiectele pe care le-ați implementat sau care sunt în curs de implementare. Cu multă plăcere. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați spectatori, pentru atenție. Rămâneți pe B1 TV, luăm publicitate și în doar câteva minute vă aștept la știrile B1 TV, ora 20. Pe curând! Proiect susținut de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentală.